Salutare tuturor la GSP Live, bine v-am găsit! Așa e viața când ajuns să-ți o ia gura pe dinainte. Am vrut să fiu bășcălios acum două luni și iată că am ajuns să fiu nemulțumit de nuanța asta de roșu turbat. Pe capac era așa în păr a ieșit așa, mă rog. Și am ajuns să înțeleg pe fotbaliștii și pe fetele de viață care se că nu le iese blondul platinat perfect. Mă rog, drame, doamnelor și domnilor, e clar că am avut o postare neinspirată pe 10 septembrie, poate o și vedem. Um... N-am avut deloc încredere în național asta. După meciul cu Israel în seara aia la 1-1, după 1-1, am postat pe Instagram dacă România asta se califică la Euro, mă vopsez roșu turbat. Și mai era și un PS, uh, așa că am zis eu că trebuie să fiu și isteț până la capăt. PS-ul era, n-am nicio emoție după seara asta. Ei bine, Iată, două luni mai târziu ne revedem. Un uh, pariul e pariu, mă rog, promisiunea e promisiune. Uh, naționala s-a calificat la Euro învingând Israel în Ungaria. Mă rog, lucrurile în septembrie arătau într-un fel, s-au întâmplat altfel după aceea. Israel a avut probleme, uh, mă rog, nu mai contează acum. Băieți au jucat bine. Mergem la Euro și asta e tot ce contează. Echipa asta merită respect, chiar dacă a fost bășcălie la un moment dat pe seama ei în această campanie de calificare, inclusiv sub semnatul a fost bășcălios cu postarea din septembrie. Iată că băieții ăștia au demonstrat că lucrurile pot fi și altfel și merg la Euro. O să mergem la Euro în 2024 în Germania. Discutăm despre calificarea naționalei, mai puțin despre nuanțele de păr.